Weekendul tehnologiei continuă și suntem aici alături de partenerii noștri, Holograma 3D. Spune-ne, te rog, la ce să se aștepte vizitatorii din partea voastră în acest weekend? Bună ziua și vă mulțumim pentru vizită! La Tech Expo noi am venit cu dispozitive holografice. Avem o campanie specială care va ține până la sfârșit de lună chiar. Niște prețuri imbatabile la închiriere și vânzare de dispozitive holografice. În spatele meu aveți chiar o miniatură a unui dispozitiv holografic în trei laturi. Vedeta noastră este Dreamhawk Diamond, de altfel. Are mari dimensiuni, peste 2 metri, 4 laturi, design de diamant. Însă nu îl avem aici pentru că e unic în România și noi rămânem fără el când avem nevoie, cum se poate vedea. Este închiriat, dar va reveni în curând. Cum v-am spus, este singurul și cererea destul de mare. De asemenea, avem dispozitive mai mici, într-o singură latură. Noi încercăm să aducem soluții în acest domeniu al dispozitivelor holografice în fiecare an, soluții noi pentru clienții noștri. Și, bineînțeles, pe partea de acoperim o gamă largă de produse digital signing și servicii pentru organizare evenimente business. Care sunt planurile voastre pentru anul 2024? Ne gândim la viitor și la expansiune. Asta gândim. Și ne dorim să aducem soluții noi pentru clienții noștri în fiecare an. Pentru că suntem într-o eră a tehnologiei 3D și trebuie să ținem și noi pasul cu ea. Avem un dispozitiv nou-nouț care a intrat de curând pe piață. Se numește un Dreamhawk cilindru, are 2 metri înălțime, va fi o surpriză pentru România realmente. E capabil să redea o hologramă, bineînțeles, la mărime naturală a unei persoane, spre exemplu, și nu numai. Bineînțeles, putem pune și produse, bineînțeles, putem pune și orice alt tip de promovare în zona corporate, retail chiar, va sta foarte bine, va înlocui vitrina, va fi vitrina viitorului.